Începând cu anul 2010, rata deceselor în accidente rutiere a fost în continuă scădere la nivelul României. În ciuda scăderii cu 9% de anul trecut față de 2012 și o medie europeană de 8%, indicatorul clasează România pe primul loc în Uniunea Europeană, cu cel mai mare număr de decese la 1 milion de locuitori. Și la Giurgiu sunt în scădere accidentele rutiere soldate cu persoane decedate anul trecut, înregistrându-se un procent de peste 30%. În ceea ce privește începutul de an și mă refer la cele 3 luni de zile care au trecut din anul 2014, vreau să vă informez că avem o ușoară scădere a numărului accidentelor de circulație, dar și a consecințelor acestora. Mă refer aici la persoane rănite grav și la persoane decedate. Sperăm ca până la sfârșitul anului să ne încadrăm în acest obiectiv. Așa cum spuneam, noi suntem de 4 ani de zile pe un trend descrescător cu numărul accidentelor de circulație. În clasamentul accidentelor rutiere grave, România este urmată de Polonia și Luxemburg, ambele cu 87 de decese la 1 milion de locuitori, la polul opus, situându-se Suedia și Marea Britanie, cu 28, respectiv 29 de decese. Marea majoritate a cazurilor au fost înregistrate în România. Peste 60% au avut loc în mediul urban, conform unei centralizări a Comisiei Europene. Comisarul șef Marian Popescu, cu șeful serviciului rutier Giurgiu, a mai declarat că preocuparea lor pentru scăderea accidentelor rutiere soldate cu morți este foarte mare, de aceea acțiunile în acest sens vor lua amploare odată cu încălzirea accentuată a vremii. În perioada ce urmează, începând de astăzi, efectivele de poliție rutiere vor desfășura acțiuni care vor viza cauzele frecvent generatoare de evenimente rutiere și vreau să mă opresc aici la viteza cea excesivă și neadaptată, ați văzut că am avut multe accidente de circulație anul trecut, la prioritatea de trecere a pietonilor, mă refer aici la neacordarea priorității de trecere a pietonilor, dar și la traversarea neregulamentară. În ultima perioadă de timp am înregistrat mai multe evenimente rutiere și m-aș opri numai la ziua de vineri, săptămâna trecută, când am avut un număr de 3 evenimente rutiere în care au fost implicați bicicliștii. Uniunea Europeană a stabilit un plan de acțiune în domeniul siguranței rutiere pentru perioada 2011-2020, plan axat pe îmbunătățirea în același timp a infrastructurii rutiere, vehiculelor și, nu în ultimul rând, a comportamentului participanților la trafic. La nivelul Uniunii Europene, prin scăderea cu 17% a deceselor rutiere începând cu 2010, au fost salvate aproximativ 9.000 de vieți.